De fapt, autorul beneficiază de protecția operei sale din momentul creierii. Pentru protejarea operei nu este necesar niciună altă formalitate sau o notificare sau orice alte acțiuni suplimentare din partea autorului. Totuși, legea ne permite ca autorii să poată înregistra operele sale în registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul de autor și conexe. Este un registru ținut de către AGP. Ulterior, autorul beneficiază sau primește în schimb un certificat de un model, însă acest certificat nu constituie prezumție a paternității, ceea ce înseamnă că în caz de litigiu, în instanța de judecată, autorul va trebui să demonstreze și inclusiv prin alte probe decât acest certificat că el este totuși autorul acestei opere. Dacă se mă refer la termenul de protecție, aici legislația ne spune că autorul beneficiază de dreptul de protecție asupra operei sale pe toată viața lui și 70 de ani ulterior decesului. Acest termen se începe a calcula cu 1 ianuarie al anului următor în care a decedat autorul. Dacă există mai mulți autori sau opera este creată în coautorat, se merge pe ideea când a decedat ultimul autor, se începe a calcula acest termen de protecție. Dacă este vorba despre operă anonimă, care nu se poate fi stabilit cine este autorul, atunci termenul de protecție al dreptului de autor se calculează din momentul 70 de ani, din prima dată când a fost publicată această operă. Avem și excepții de la regula generală, de fapt sunt niște termene reduse de protecție, în ceea ce privește opera de artă aplicată. Aceasta poate fi protejată timp de 25 de ani din momentul creierii acesteia și este vorba și despre bazele de date. Bazele de date se protejează 15 ani de la anul următor în care a fost finalizată această bază de date. Autorul, atunci când decedează, da, toate drepturile pe care le deține, de fapt și ca și în legislația civilă, aici avem asemănător lucru, toate drepturile sunt transmise moștenitorilor. Dacă nu au fost transmise, se altei persoane prin intermediul unui contract de licență, adică unui alt titular de drepturi.